bucură că ați răspuns cu toți invitații noastre de a fi împreună astăzi, în această zi de sărbătoare pentru Liceul Grigore Catolic din Ocrentie Micu, cu ocazia 20 de ani de la redeschiderea liceului nostru. În continuarea manifestărilor începute cu slujba Tedeumului în Capela Sfântului Iosif, urmează cuvântul de deschidere al acestei zile, ținut de către Părintele Director Daniel Pintedecan. Hristos a înviat! Preasfințite Părinte Episcop, Monseniore Mihai Todea, protosincer vicar general al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Napoca, onorați vicar episcopal, consilier eparhial, protopop și preoți aici prezenți, stimați și onorați reprezentanți ai oficialităților locale din municipiul și orașul nostru Cluj-Napoca, doamnelor și domnilor directori aici prezenți, dragi colegi profesori din cadrul corpului profesoral al Liceului Greco-Catolic Inocentie Micu, stimați părinți și dragi elevi, ceasul sărbătorii celor 20 de ani de la redeschiderea Liceului Greco-Catolic Inocentie Micu a sosit și pentru ca și noi, asemenea înaintașilor noștri, să-i aducem mulțumire și laudă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a realizat prin intermediul acestei școli în sânul Bisericii și a societății noastre. În anul 1992, Părintele Profesor Vasile Pernea, fost profesor al acestui liceu, devenit ulterior prelat papal la vârsta de 79 de ani, a redeschis această școală, convins de rolul ei important atât în biserică cât și în societate. Pe noi nu ne miră că un preot profesor la vârsta de 79 de ani s-a luptat să redeschidă această școală, deoarece știm că Sfinția sa a făcut parte din primul corp didactic al acestui liceu la data de 29 octombrie 1945. Episcopul de atunci, Iuliu Hosu, îl numea pe Părintele Vasile Pernea ca profesor al acestei instituții de învățământ, alături de o pleiadă importantă de personalități ale Bisericii Greco-Catolice și a societății transilvanene de atunci. Amintim pe Părintele Director Dr. Coriolan Suciu, părinții profesori Ivan Pop Zeican, Gheorghe Sima, Aurel Rusu, Virgil Stanciu, Teofil Coste, Vasile Pernea și domnii profesor Virgil Băican, Gheorghe Pop, Isaia Cristian și Samson Cozona. Părintele Pernea avea 32 de ani la acea dată, trăind din plin năzuința episcopului Iuliu Hosu de a deschide liceul teoretic de băieți Român Unit Inocentie Micu Clan. Din scrisoarea sa pastorală, dată cu ocazia deschiderii acestui liceu, vedem cu câtă dragoste și grijă părintească preasfinția sa, episcop Iuliu Hosu, s-a luptat să deschidă această școală. Citez. Cu sufletul plin de aleasă mângâiere, vin a vă vesti că, cu ajutorul preamilostivului Dumnezeu, împlinind gândul scump care ne-a stăpânit necontenit și care a fost a obștei bisericii noastre întregi, am înființat aici, în Clujul Eliberat, orașul reședinței noastre, Liceul Teoretic de Băieți Român Unit, Inocentie Micu Clain, cu 8 clase, care, prin decizia 271.333 din 1945, a primit aprobarea onoratului Minister al Educației Naționale. Astfel s-a așezat o vatră de foc sacru și s-a deschis un nou izvor de lumină sfântă. Preamărim pe Dumnezeu și suntem recunoscători celor ce cu luminată înțelegere au îmbrățișat gândul nostru și ne-au ajutat puternic pentru a-L putea întruchipa. Ni s-a deschis calea nouă,
pentru a ne pune în lucrare dragostea față de tineretul nostru scump și pe această cale și de a ne închina toate puterile sufletului nostru cu luminarea și educarea lui. Grija noastră va fi să primească aici educație integrală, întemeiată pe suflet de iubire, pe suflet de iubire al aceluia care din iubire și-a jertfit viața sa pentru viața și mântuirea lumii. Pentru prietenii săi, așa de mișcător a grăit, pentru poporul care zăcea într-un tuneric și în umbra morții. Tinerele generații care își vor îndrepta pașii spre acest liceu vor primi împărtășania focului sacru al iubirii de Dumnezeu, trăită în iubirea de oameni. Vor primi lumină lină, lumina lină a dumnezeieștii măriri și formarea armonioasă a omului întreg, în suflet și trup. Ne vom năzui să formăm caractere pe înțelesul tuturor oameni de omenie, oameni luminați, oameni buni, oameni iubitori de Dumnezeu și de oameni. Citat din pastorala numărul 5260 din 29 octombrie 1945. În primul consistoriu profesoral, din care făcea parte și părintele profesor Vasile Vernea, preasfinția sa episcopul Iuliu Hosu îi va adresa următoarele cuvinte acestuia. Mult onorate și iubite părinte director, iubiți frați profesor, primul cuvânt al nostru, sunt fericit de acest ceas. Sunteți pe prag de nou an școlar, al celui din tâi an școlar pe care îl începe noul nostru Institut Cultural Liceul Teoretic de Băieți Român Unit Inocente Nicu Clari, pe care l-am deschis azi în mod solemn în cuprinsul Academiei noastre teologice din capitala Ardealului Eliberat. Sunteți primii pionieri ai acestui Institut de Cultură și Educație, urmând a vă închina munca în slujba poporului și a neamului nostru. Să știți că acest institut nou, născut este cel mai iubit sufletului meu. Așa cum o maică cu mai mult foc iubește pe noul născut, așa și eu. Plecați într-o misiune sfântă, într-un apostolat. Cu ajutorul Domnului, voi sunteți chemați pentru a fi buni semănători. Din voi va veni rodul îmbelșugat care să întemeieze calea generațiilor noi ce se vor perinda pe aici. Luând cuvântul, părintele director Coriolan Suciu spunea, printre altele, în al preasfinția voastră, îmi țin de datorință în acest ceas istoric, când își începe activitatea Liceul Inocentie Nicu Clair, creație a excelenței voastre, să vă mulțumesc în numele meu și al colegilor profesori pentru onoarea ce ne-ați făcut de a ne fi chemat să fim primii pionieri în acest ogor de muncă, în slujba Bisericii și a neamului. Noi vă promitem că vom pune la contribuție toate puterile noastre spirituale și morale pentru a ridica prestigiul acestui liceu și a face ca el să ajungă primus inter pares între cele 17 școli secundare românești care acum își deschid porțile aici în Clujul revenit la sânul patriei mame. În munca noastră noi ne vom simți încurajați aflându-ne sub aripa ocrotitoare a excelenței voastre. Avându-vă protector și călăuză, suntem siguri că vom merge pe drumul cel drept și că munca noastră va fi încununată de succes. Citat din primul proces verbal al Consiliului Profesoral. Nici alegerea patronului spiritual al liceului nostru nu a fost o pură întâmplare. Preasfinția sa Iuliu Hosu își dorea parcă o renaștere culturală și morală în societatea cujeană după eliberarea din 1945, un fel de nouă școală ardeleană, capabilă de sacrificii, capabilă să imprime un nou suflu cultural și moral, capabilă să emancipeze și să ridice din nou societatea românească spre o nouă demnitate de oameni mai liberi și mai buni. Citez. Numele Marelui Episcop Inocentie Nicu Clain,
care împodobește acest liceu ne va îndemna pe toți să slujim cu credință poporul scump din care am răsărit, cum l-a slujit el, cu lupta bună și dreaptă pe care a dus-o până la exil, în scopul de a ridica poporul iobăgit din Ardeal la o treaptă mai omenească. Fie acest liceu înființat în slujba poporului iubit, un monument viu înălțat marelui democrat Inocentie Nicu Claie, martir al iubirii sale față de poporul robit, pentru a cărui ridicare spre lumină și îndrumare spre viață a trăit și a murit. Rostirea numelui lui de atâtea ori prin acest liceu va fi o chemare stăruitoare a tuturor pe calea democrației genuine, a slujirii poporului, pe calea iubirii jertfitoare de sine. Citat din aceeași pastorală, mai sus, are un fondator în persoana excelenței sale, ilustrului episcop dr. Iuliu Cardinal Bosu, dar vicisitudinile trecutului comunist au făcut ca părintele profesor Vasile Pernea, contribuind la redeschiderea liceului nostru, să devină, vrând nevrând, un cofondator al acestei școli, alături de cel care altădată avea încredere în tinerețea sa didactică, numindu-l în primul cor profesoral. De fapt, trăirea autentică a credinței creștine nu poate conduce decât la iubirea tot mai profundă și jertfitoare față de Dumnezeu și de aproapele nostru. De aceea cred că părintele profesor Pernea ne-a transmis, repetând neîncetat, această scurtă, dar foarte densă rugăciune. Ajută-ne, Doamne, să fim de folos bisericii și neamului nostru. Mulțumim, Părintele Director Daniel Tintelecan. În continuare, invităm membrii corului Liceului Greu Sator din Ovinte Vicu, dirijat de Sora Lucia, să ne cânte auzul cu două cântări, Flori frumoase și Din mormânt învie Domnul. Se aplaudă. Însă că mormântul eu l-am găsit.